Astăzi ne plimbăm cu noul Ford Puma, un model care a fost refăcut complet. Nu seamănă deloc cu primul model de Ford Puma, adică, mă rog, seamănă puțin farurile din față, dar în rest, de la o mașină relativ sport, au trecut la un crossover de oraș. Asta e primul lucru pe care îl observ. Oglinzile sunt exact ca la Fiesta Active, ca la Fiesta e făcută cred că pe aceeași platformă. Și per total este o mașină interesantă. Îmi plac câteva lucruri, dar sunt și multe altele care nu-mi plac, despre care o să discutăm în acest video. Ceea ce îmi place la această mașină este designul. Este foarte dotată. Este prima hibridă, mild hybrid produsă în România, la Craiova. Scrie și pe ea pe exterior dacă ne uităm cu atenție. Ceasurile de bord sunt digitale acum și au un design interesant. În continuare sunt aceleași lumini albastre, ambientale, se văd foarte bine seara, relaxante, un aqua așa, ca și culoare. Mașina, deși are un motor de 1 litru turbo în 3 cilindri de 125 de cai putere, vine și cu un motoraș electric de aproximativ 30 de cai putere. În total au 155 de cai putere. Și mașina aceasta accelerează foarte bine de la 0 la 100. Accelerează mult mai bine decât mă așteptam eu inițial. Mașina aceasta nu are un electromotor. Are un alternator interesant care este practic integrat cu motorașul electric și aceeași componentă responsabilă și de încărcare și de alimentarea roților, motorul electric și de pornire. Deci e un 3-in-1, să zic așa. Așa că atunci când te vei duce la mecanic să schimbi alternatorul sau electromotorul, s-ar putea să se uite puțin unde e bă la mașina asta. E ceva nou, mi-au spus cei de la Ford, nici eu nu știam, foarte interesant. Mai puține componente, dar e o componentă mai sofisticată. Vine cu foarte multe dotări. Mașina aceasta este full option. E un S-Line așa, după cum arată la interior. Are piele pe volan, comenzi pe volan, navigație, Apple CarPlay sau Android Auto, ceea ce este foarte util. Sistem audio Bang & Olufsen. Încălzire în scaune, încălzire în volan, încălzire în parbriz, două suporturi pentru pahare, o frână de mână mecanică, clasică, o transmisie manuală în 6 rapoarte, portbagajul este acționat electric, oglinzile sunt acționate electric și rabatabile, smart keyless access. Ford s-a axat exact pe ceea ce își dorește omul de rând, cel puțin în România, și anume motor mic, consum mic, dotări la greu, un pic mai înaltă să te urci pe borduri și prețul mașinii să fie relativ mic. La partea cu prețul e discutabil, pentru că această mașină pe care o conducem astăzi, cea din test, are toate dotările posibile și costă 24.000 de euro cu TVA, ceea ce mie mi se pare exagerat de mult. Având în vedere că am condus Kuga, tot de la Ford, 2.0 TDCi, 4x4, cutie automată, mai mare, SUV până la urmă, 4x4, mult mai practică, tot 23.000 de euro, 24. Așa că mașina asta merită dacă ar costa un 18.000-19.000 de euro. Iar dacă nu-i pui chiar toate opțiunile posibile și obții un discount de la dealer, aplici un program Rabla, atunci ar fi interesant ca preț. Excelează prin design, după cum spuneam. I-am făcut câteva teste de consum. Am fost în stânga, în dreapta, am fost prin oraș, am fost la... Nu știu dacă am fost la un drum foarte lung, dar am mers extraurban constant, treptele 4-5, 60, 80, 90 de kilometri pe oră. Consumă foarte puțin dacă mergi regulamentar, constant și economic. Consum mic înseamnă 3,7. Am reușit să-i scot 3,7, am resetat consumul. Iar în oraș, iarăși am resetat consumul, am un consum de 6,8%.
în condițiile în care am mai călcat-o, am mai lăsat-o, am multe porniri, multe opriri. 6,8, hai 6,5, 7%. Cam pe acolo se situează consumul. Deci un consum mixt de aproximativ 5%. Au un program special ei, nu la modelul exact pe care îl testăm, dar tot la un astfel de model. Au un program prin care cu Rabla îți iei această mașină cu doar 730 de lei pe lună. Ceea ce sună mai bine decât 24.000 model expus cu TVA inclus, ceea ce este enorm. Când aud prețul ăsta, mă sperii. Adică la banii ăștia, dacă vrei ceva mai practic, mai bine te orientezi către un Focus sau către un Kuga, chiar și un Mondeo. Focusul mi-a plăcut foarte mult, așa ca feeling, ca tot, față de multe alte modele pe care le-am condus. Și asta e simpatică. Calitatea la interior este una medie, deci nu excelează. Nu e nici cheap, cum e în Suzuki. În Suzuki, nu știu, nici nu știi cum e mai bine în ziua de astăzi. Unii s-au axat pe motoare mai fiabile, tehnică mai bună, cum face Suzuki. Bă, avem motor de 1.2, avem aia, nu știu ce. Băi, dar în interior, băi, simți că se rup toate. Zici că-s din carton materialele la Suzuki, la Swift, la Baleno, la Vitara. Zici că e o mașină făcută din carton. E atât de proastă calitatea la interior. Este de cea mai slabă calitate posibilă dintre toate mașinile pe care le-am condus, except în Loganul. Deci după Logan, următoarele cele mai proaste materiale la o mașină sunt la Suzuki. Motoarele mai bune, mai ok, mai nu știu ce, dar zici că se desfigurează mașina aia. Mașina asta e solidă la interior, la buzunare, la... e mult mai bine așezată. Are și o textură care imită fibra de carbon. Plasticul e soft, nu prea e soft, e hard touch. Dar îmi place, materialele sunt ok pentru astfel de mașină. Motorul în 3 cilindri, sunet specific, foarte enervant pentru cineva care iubește mașinile. Dar merge. Când intră și motorul electric, ai un pic de lag. Și în momentul în care intră turbina, intră și motorul electric. Și îl simți. Trage. Dar mucește. Deja nu mai are baterie. Deci merge, am mers 140 deja. N-ai fizic accelerez pe aici la 140 cu un motor de 1.0. Se muncește când schimb treptele. Ceva specific motoarelor mici în general, pentru că nu au putere să țină în continuare demarajul. Ai un indicator în dreapta când intră motorul electric, intră la sarcini mici, la plecarea de pe loc. Uite acum când urc constant, a intrat motorul electric să asiste motorul termic, iar când ridic piciorul de pe accelerație, îți apare un semn de baterie că se încarcă. E foarte bun sistemul ăsta mild hybrid pentru a reduce consumul, pentru că te asistă în mod special la plecarea de pe loc. Plecarea de pe loc este cea mai sensibilă când vine vorba de consum. Adică consumul este foarte dependent de plecările de pe loc, cum le faci, câte sunt și așa mai departe. Iar dacă îi pui un motor electric să te asiste la acele plecări, poți să reduci foarte mult consumul de carburant. Motiv pentru care acum mai toți producătorii vin cu motorizări mild hybrid. În certificat, mașina este hibridă, deși te asistă puțin și nu e... La motoarele mild hybrid nu există să meargă doar motorul electric. Doar îl asistă pe cel termic. În sistemele hybrid convenționale, clasice, poate să meargă și termic, și electric, electric la viteze reduse, pornește, se oprește, nu știu ce. La plug-in hybrid ai opțiune să mergi doar electric, 30, 40, 50, 60 de km, depinde cât îți permite acumulatorul. Și vine un motor electric mai mare, de
70, 80, 100 de cai putere și full electric. Deci e mild, standard, plug-in sau full hybrid, cum, nici nu știu cum să-i spun, parcă era full hybrid. E mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid și apoi este electric. Și mai sunt cele electrice cu range extender, care au un motor termic care acționează doar pe post de generator, adică generează energie electrică pentru motorul termic și nu este cuplat la roțile motrice sau cele care împing, propulsează mașina. Da, revenind la mașina noastră, în certificat ea este hibridă. Asta înseamnă că în București vei plăti 5% din impozitul de cât vine 200 de centimetri. Pentru fiecare 200 de centimetri plătești 8 lei, pentru că e motor sub 1600 de centimetri cubi. Deci plătești 5,840 și ori 5%. Plătești 5% din cât vine? Plătești 2 lei impozit la mașina asta. 2 lei, mai bine până ai direct 0. Dacă stai în Râmnicu Vâlcea, plătești 40% din, nu e chiar dedus 90% ca în București, pentru că nu are fel de multă poluare. Asta e o decizie pe care o ia primăria în funcție de județ, zonă, oraș și mai departe. Iar la Vâlcea plătești 40% din, adică din 40% din 40 de lei, adică 16 lei. Lag, am 2000 de ture, treapta a treia, lag, cât cuprinde? Cam o secundă și jumătate lag, specific turbo, e gândit, pe la 3000 se mai reduce pe la o secundă și pe la 4000 și pe la 4000 e mai mic, mai ales că intră și motorul electric. Sistemul audio este foarte bun, Bang & Olufsen, motorul se încălzește repede. Ce nu-mi place la mașina asta, exact ca și la Fiesta Active, oglinzile sunt mici, pentru 2020 sunt oglinzi mici. Scaunele astea nu au, eu sunt destul de normal spre slăbuț. Am 71 de kg, 1,80 m și în cap la fix în scaun. Dacă eram un pic mai lat, un pic mai durduliu, stăteam efectiv peste aceste aripioare, peste suportul lateral. Deci scaunele sunt înguste din punctul meu de vedere. Mai ales, cred că sunt printre cele mai înguste scaune pe care le-am condus în ultima perioadă, de fapt. Vizibilitatea e decentă, mai ales că ești mai înalt, e crossover, e ok. Cam asta nu-mi place. A, și nu-mi place faptul că momentan nu poți să-ți iei decât motorul de 1.0 în 3 cilindri, mild hybrid, cu o transmisie manuală. Va apărea și o variantă cu o transmisie automată, dar nu va fi mild hybrid și va apărea și o variantă cu motorul de 1.5 TDCi, la fel cu o transmisie manuală. Cred că e mai degrabă pe mașina asta, mai degrabă eu aș merge pe 1.5 TDCi momentan, cât ne mai permite legislația europeană cu diesel, poluare și așa mai departe. Mi-a fi plăcut, sincer, nu e o mașină, e o mașină foarte frumoasă și sunt absolut convins că Ford a făcut această motorizare din considerente de poluare, norme europene, consum, eficiență, ce vor oamenii și așa mai departe. Dar eu aș fi pus și motorizarea de 1.5 EcoBoost de 150 de cai putere și aș fi avut o mașină pe cinste. Da, îmi place cum arată, spatele arată foarte bine. Deci, ca să rezumăm, ce îmi place? Multe dotări, consumă puțin, sistem audio premium, design, poziție înaltă la volan și este practică în oraș. Ce nu-mi place, ca să rezumăm tot ce am spus mai devreme, poziția în scaun, scaunele sunt cam înguste, mi-a fi plăcut un motor de 1.5 EcoBoost, portbagajul e mic, deși are un compartiment ascuns foarte interesant acolo. N-am mai văzut până acum așa ceva. Și un pic cam scumpă, cu toate dotările posibile. Adică pachet de iarnă 1200 de euro. Pachet keyless smart access 1000 și ceva de euro. Sunt niște pachete trecute aici. Uite, o să ne oprim în parcare și o să ne le citim. Multe dotări care sunt scumpe
Și poți trăi și fără ele, poți să ții mașina asta și fără ele, ca să-i mai scazi în preț. Sper să mai prindă reduceri sau sper să facă dealerii reduceri, pentru că 24.000 de euro pentru mașina asta, așa cum o vedeți, mi se pare mult. Mai bine un Kuga, mai bine un Focus sau o mașină ca asta cu mai puține reduceri. Tragem pe stânga și ne uităm imediat la mai multe dotări. Apropo, are parking pilot. Te ajută, parchează singură. Bun, deci avem așa. Ford Puma este Line 1.0 EcoBoost Hybrid, mild hybrid. Are așa, manuală 6 viteze, Euro 6 de temp, trațiune față, 240 Nm la 2500 de rotații pe minut, de la 2500 de rotații pe minut, putere maximă 155 de cai putere, cilindre 999 cm3, rezervor de 42, gardă la sol 164 de centimetri. Dotări ABS, SP, include Hill Hold, Hill Start, EBA, aer condiționat automat, o zonă, geamul spate și lunetă fumurii, da, sunt. Lumina ambientală LED, lămpi spate cu tehnologie LED, stopuri și poziții, kit de reparație, pană, jante aliaj 18 inch, Intelligent Speed Assistance, recunoașterea semnelor de viteză, încărcare telefonul wireless. Da, are wireless și nu l-am văzut. Torpedo cu iluminare, sunt multe, multe, multe alte opțiuni, o să le citesc chiar pe toate. Bun, dotări opționale. Vopsea Desert Island Blue Core, 550 de euro. Farul cu tehnologie LED, 1300 de euro. Haion cu deschidere electrică, sistem keyless entry and start, 1300 de euro. Pachet de iarnă, 600 de euro. Coloane încălzit, scaune, față încălzite, parviz încălzit. Pachetul de iarnă merită, restul sunt cam scumpe, sincer. Pachet de asistență șofer. Sistem de monitorizare a unghiului mort cu cross traffic alert, adică are, da, are senzora de detecție a unghiului mort. Active braking, pilot automat adaptiv, pilot automat adaptiv cu traffic jam, pilot automat inteligent adaptiv, cameră video pentru mers în marșă, sistem de asistență pe precoliziune, cameră protejată, senzor de parcare față și spate, 1400 de euro. Da, pentru oraș și până la urmă, da, senzorii sunt importanți. Suspensie tip sport. Ok? Da, are ceva dotări. Preț de listă, 21.000 fără TVA, cu TVA 25.000, se preț de pornire. Preț configurare, 25.300 de euro fără TVA, cu TVA 30.200. 30.000, ăsta preț de listă la mașina asta? E exagerat, nu cred că o să dea cineva atâția bani. Cu reducere, 5.741 de euro reducere, 24.458 de euro model expus, cu reducere. Nu se poate o reducere și mai mare, totuși. Bun, și apoi au un program, noul Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost, deci nu e mild hybrid, 125 de cai putere, transmisie manuală 6 trepte, ok, prin programul Rabla de la 730 de lei pe lună. 730 de lei pe lună sună bine față de 24.458 de euro. Da, suspensia, da, e relativ sport, e rigidă. Hai să vedem și la interior și pe exterior, să vedem cum se prezintă. Fabricată în România, da? 215x50 R18 anvelope de la Pirelli, scrie pe mașină. Discuri spate pline, discuri față ventilate. Jantele arată foarte bine. Smart keyless. Să atingi aici, respectiv să bagi mâna. Un lucru pe care multe mașini le au. Îmi place că se reabatează oglinzile. Sigla este Line. Geamul fumurii pe spate. Spatele arată foarte bine. Full LED. Marcaj Puma. EcoBoost Hybrid. Cel mai mult îmi place cum arată fața. Farurile sunt de asemenea cu LED. Grila de asemenea arată foarte bine. Am un senzor aici de parcare, unul aici. Senzorul radar pentru cruise control, adaptive cruise control și alte funcții. Alt senzor și alt senzor. Sper că v-a plăcut această mașină. Aștept mai jos părerile voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.